Continuăm, valuta euro a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 8 ani, cel puțin asta arată datele statistice. Expertul economic Vaceslav Ioniță ne-a spus că situația este determinată de aprecierea leului moldovenesc, dar și de faptul că investitorii străini preferă o valută mai stabilă precum dolarul american. Totul pe fundalul războiului din Ucraina și a crizei economice și energetice mai accentuată pe continentul european. Totodată, în acest moment este greu de prognozat cât va mai dura căderea liberă pentru euro și la ce nivel acesta ar putea să se oprească, a precizat expertul economic. Un euro a fost evaluat și poate fi cumpărat astăzi cu 18 lei și 72 de bani. Este cu 83 de bani mai ieftin decât un dolar, cursul acestuia fiind estimat la 19 lei și 55 de bani. Datele statistice arată că este cel mai mic preț al unui euro înregistrat în ultimii 8 ani. O situație similară a fost și în 2015, atunci când o unitate costa 18 lei și 77 de bani. Expertul economic Vaceslav Ioniță, care a analizat situația, spune că la baza acestei întorsături stau doi factori. Primul, mai puțin important în opinia lui, este aprecierea din ultima perioadă a leului moldovenesc. Acest lucru se întâmplă din motiv că atunci când a început războiul din Ucraina, disperați, cetățenii au procurat diferită valută în sumă totală de peste 9 miliarde de lei, majoritatea fiind însă în euro. Iar acum, din diferite motive, oamenii vând această valută. Prin urmare, pe piață apare un surplus. Totuși, factorul de bază este evoluția valutei euro pe plan internațional. În Republica Moldova se duce cursul valutar numai leu față de dolar. Față de celelalte valute sau față de euro, se ia cursul euro față de dolar pe piața internațională. În prezent există o tendință clară de depreciere a euroului, dar mai corect, întărirea dolarului. Sunt câțiva factori. Primul, cred că este incertitudinea și criza generală care există și în astfel de condiții, investitorii preferă dolarul. Un alt factor care întărește pozițiile dolarului american este inflația înaltă nu doar din țara noastră, dar în general în lume. Mai exact, politicile promovate de Statele Unite ale Americii sunt mai eficiente decât cele din Europa, mai spune Ioniță. Există și aspecte pozitive, de exemplu, aprecierea valutei naționale, adică a leului moldovenesc, ne permite să importăm produse mult mai ieftin. Potrivit expertului în economie, tot acest factor menține inflația la 34,29% și nu-i permite să crească și mai mult. Exportatorii noștri și producătorii noștri au de pierdut din simplu motiv că leu puternic practic le mănâncă tot profitul, că ei vând, înainte vindeam cu un euro și primeau 21 de lei, acum vând cu un euro și primesc 19 lei, 18 lei jumătate. Cel mai clar că vorbim de oamenii simpli sunt cei care primesc remitențe de peste hotare. Să nu uităm că cetățenii noștri, 65% din toți banii care primează de peste hotare sunt în euro. Ioniță mai spune că Republica Moldova se află într-o zonă nefavorabilă pentru moneda euro și e greu de spus când situația ar putea reveni la normalitatea de până acum. Totuși, expertul economic crede că prețul unui euro va mai scădea în următoarele săptămâni.